În Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost organizată ieri și astăzi sesiunea de toamna examenului de capacitate preoțească. De această dată s-au prezentat opt candidați care au fost evaluați de profesori din cadrul Departamentului Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați și preoți din administrația eparhială. Ieri, în prima zi, cei opt candidați au susținut proba psihologică, iar astăzi au participat la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Programul examenului a continuat sub președinția înalt preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în sala Episcop Chesarie Păunescu, a centrului eparhial. Aici au avut loc proba scrisă și proba orală, în cadrul cărora au fost evaluate cunoștințele de dogmatică, liturgică, misiologie, studii biblice și morală creștină. Astăzi, opt candidați. I-a trimis tot Domnul, care bat la ușile bisericii și caută adâncimile Harului în dorința dumnealor de a deveni slujitori în biserică. Astăzi la Galați, Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat examenul de capacitate preoțească, s-au susținut probele potrivit regulamentului, au arătat cu toții că și-au însușit bine cunoștințele teologice necesare și mai cu seamă că au înțeles responsabilitatea pe care și-o asumă dacă vor primi misiunea preoțească, în aceste vremuri în care este atât de important ca înădejdea, credința și dragostea față de Dumnezeu și de aproapele să sporească în popor. Examenul de capacitate preoțească are ca scop verificarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul teologic. În urma a rezultatului obținut, candidații vor putea fi repartizați în parohii.